numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului Preacuvioase, Părinte Stareț, binecuvântați! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, Cel ce ne înțelepțește pe noi și ne luminează cu al Său har și a Sa iubire de oameni, până acum și purea și vecii vecilor. Amin. Amin. Hristos a înviat! Vă rugăm să poftiți mai în față și cu curaj. Veniți cei din spate aici. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Poftiți cât mai în față. Ați apăsat de buton, Dumnezeu? Da, da, da. Preacuvioase Părinte Stareț, iubiți credincioși, dăm slavă lui Dumnezeu cel întreime mărit și lăudat, că iată ne întâlnim din nou și în această seară, la această întâlnire duhovnicească, în cadrul căreia îl avem ca invitat de onoare de această dată pe Preacuvioasul Părinte Stareț, Arhimandritul Dr. Antim David, de la Schitul Măgureanu din București, căruia îi mulțumim în mod deosebit, fiindcă a răspuns cu multă dragoste și de data aceasta invitației noastre și iată, a venit și se află aici, acum, în mijlocul nostru, pentru a treia oară. Așa încât cu Sfinția sa, cred că vom încropi așa o tradiție, să-l invităm în fiecare an, cel puțin o dată la o seară duhovnicească și tare ne-am bucurat, însă știu că și Sfinția sa e tare ocupat și prins acolo la Schit, la Măgureanu, să-l avem odată invitat și la o Sfântă Liturghie. Vedem, poate la un hram, la unul din hramurile bisericii noastre sau la unul din praznice. Întâlnirea din această seară, după cum știți, are tema tinerețea fizică și spirituală din perspectiva scrierilor biblice și patristice. Pentru că ne aflăm în anul omagial dedicat de către Biserica Ortodoxă Română educației tineretului creștin ortodox. Și cum tinerețea sau vârsta trebuie să fie o stare de spirit, cum la un moment dat Părintele Patriarh spunea că nu sunt tineri sau bătrâni, ci tineri de vârste diferite, cred că, și credem cu toții, și cred că sunteți și dumneavoastră în asentimentul nostru, poftiți, doamna profesoară, vă rog, sunteți în asentimentul nostru că această temă este de actualitate și ne este de folos nouă tuturora, indiferent de numărul de ani ce purtăm în spinare, în spate, fiindcă suntem vii și trebuie să rămânem vii și lucrători, activi, dinamici, harnici și darnici. Următoarea întâlnire va fi peste exact două săptămâni, luni 13 iunie, tot la orele 19, aici, invitat fiind, pentru prima dată în mijlocul nostru, Părintele Lector Universitar Dr. Adrian Sorin Mihalache, profesor la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și redactor al emisiunii Lumina Celui Nevăzut din cadrul televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române și care va avea o temă interesantă, discursul în Areopag despre știința lui Dumnezeu, știința vieții și știința lumii moderne. De trei ori în Areopag, știința lui Dumnezeu, știința vieții și știința lumii moderne. Iar ultima seară duhovnicească din această perioadă va fi peste o lună de zile, mai precis luni, 27 iunie, tot la orele 19 și tot aici, și tot pentru prima dată, va participa în calitate de invitat domnul Iulian Capsali. Îl știți. Regizor, scriitor, publicist și mărturisitor creștin. Aceste două seri duhovnicești le mai avem, urmând să luăm și noi o binemeritată vacanță sau un binemeritat concediu până în toamnă, când vom avea din nou câteva seri duhovnicești, spunem noi,
deosebite, fiindcă vom avea ca invitați pe domnul Costio Nicolescu, pe domnul dr. Pavel Chirilă, pe profesorul și sociologul Ilie Bădescu, care va veni tot așa pentru prima dată, și pe părinții profesori și deosebiți mărturisitori, Mihai Emilia, Nicolae Tănase și părintele protoiereu Gheorghe Colțea, care l-am avut și în toamna anului trecut și care v-a plăcut tare mult. Și alți invitați. Îi lăsăm să fie așa, ca o surpriză. Încă o dată vă mulțumim pentru toată dragostea de a fi în seara aceasta aici alături de noi. Am avut oarește emoții, că am zis că venind căldurile poate ne evaporăm, așa. Și totodată îi mulțumesc din suflet părintelui Stareț Antim, care, deși are o perioadă și un program încărcat, aglomerat și solicitat, a răspuns cu toată dragostea invitației noastre și, bineînțeles, după cum i-am spus, îl mai așteptăm și în alte ocazii și binecuvântate prilejuri. Hristos a înviat, Doamne ajută, bine ați venit în mijlocul nostru! Tema din această seară a fost aleasă, oarecum așa, la sugestia fratelui Esterică, pentru că am lăsat acest lucru la latitudinea dumnealui și a dumneavoastră, spunându-i să pună ceva de care sunteți mai interesați, așa. Și m-a surprins oarecum că ați ales această temă, despre tinerețe din perspectiva scrierilor biblice și patristice. Despre tinerețe. Oarecum anul acesta, așa cum v-a spus și fratele Sterică, este închinat de către Sfânta noastră Biserică ca anul omageal al educației tinerilor în biserica noastră. Însă, tinerețea este o stare și nu este altceva, de aceea cu toții trebuie să ne simțim tineri oarecum, până într-un punct. Și sigur că simțindu-ne tineri, dispar aceste lucruri ce țin de etapele vieții privite din punct de vedere al științelor socio-umane. Sociologia, de exemplu, împarte viața în câteva etape. Nu le știm, le-am mai învățat. În primul rând vorbim de copilărie, tinerețe, după aceea maturitate și bătrânețe. Sigur, se vorbește din ce în ce mai puțin despre etapa prenatală, bunoară. Pentru că copilul din pântecele mamei nu mai este considerat astăzi de către știință o ființă vie, o persoană. Și atunci, nefiind o ființă vie, ca să justifice oarecum avortul, se omoară copiii pe capete și mama, femeia, deci are drept de viață asupra copilului. De aceea, pe etapa aceasta prenatală, care este etapa cea mai scurtă, dar și cea mai concentrată ca formă de dezvoltare umană, este, fără îndoială, una importantă pentru noi creștini. N-am să stau să vă fac aici o expunere a etapelor vieții din punct de vedere laic. Pentru că puteți să luați orice manual de sociologie și veți vedea lucrurile acestea foarte bine expuse, de altfel. Noi o să trecem pe partea aceasta duhovnicească a lucrurilor și trebuie să spunem că științele laice, în primul rând, recunosc anumite lucruri ce țin de oarecum etapele acestea ale vieții. Dar le împart altfel din punct de vedere
dat, le împart într-un alt mod. Bunoarea de pe la 0 până pe la 20 este etapizarea aceasta a ciclului copilărie, pubertate, adolescență, care înseamnă ciclul de creștere și de dezvoltare. După aceea, al doilea, tinerețea sau maturitatea, cam de la 20 până la 65 de ani, numită și etapa adultă a omului, care nu înseamnă decât prelungirea și dezvoltarea psihologică a omului. Și al treilea lucru, etapa vârstei în regresie, începând de la 65 de ani și până la moarte. Ei, psihologic, aceste trei etape corespund unor întrebări. Atunci când suntem în perioada aceasta a tinereții, ne întrebăm ce este lumea și ce ar trebui să facem noi prin lumea aceasta. Ne punem tot felul de întrebări din acestea existențiale, le numesc științele laice. După aceea, în a doua etapă, ce sunt sau cine sunt cu adevărat, când s-a mai așezat lucrurile un pic, iar după aceea, deja când ne îndreptăm înspre moarte, ne întrebăm ca orice om cu scaun la cap, cum a zice românul, care-i sensul vieții noastre aici pe pământ? Și încercăm să dăm tot felul de răspunsuri. Ei, noi ca niște creștini sănătoși, sufletește, nu împărțim lucrurile așa, nu etapizăm viața la modul acesta. Și dacă etapizarea aceasta ține mai mult de viața trupului, de viața fizică, și are și niște conotații legate de mai mult de psihicul uman, noi trebuie să știm că etapizarea vieții ține de altceva. În primul rând, părinții clasifică etapele vieții într-un alt mod. Nu țin de bătrânețe și de tinerețe, de urățenie și de frumusețe, de deșteptăciune și de prostie și tot așa mai departe. Ci țin de alte lucruri pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Dacă ar fi să vedem cum văd părinții lucrurile acestea, trebuie să le sintetizăm în trei etape. Dar privite de data aceasta cu poruncești. Este, în primul rând, etapa celor care sunt bolnavi sufletești. Oamenilor bolnavi sufletești. A celor care luptă sau sunt în curs de vindecare și cei care s-au vindecat sufletești. Există o carte a lui Paul Yevdokimov, un părinte rus, care se numește Vârstele vieții spirituale. Când veți avea timp, sigur, este un pic mai greoare. Dar sunt niște lucruri interesante aici pe care trebuie să le observăm fiecare dintre noi. Și vârstele acestea ale vieții spirituale nu se referă la starea aceasta fizică umană. Că de la 20 până la 30 de ani omul își mai caută pe acolo de lucru, mai își caută o femeie sau un bărbat să se căsătorească, deci într-un cuvânt și așa mai departe. Ce le țin de așezarea sufletului uman. De aceea o să observăm că dacă deschidem cărțile Vechiului Testament, în special înțelepciunea lui Solomon și înțelepciunea lui Iisus Sirac, pildele lui Solomon și așa mai departe, chiar și psalmii, observăm că ni se spune aici un lucru interesant. Ca un principiu a ceea ce înseamnă definirea vieții noastre și a tot ceea ce înseamnă vârstele vieții spirituale. Urâte sunt bătrânețile, tinerețele în bătrânețe și frumoase sunt tinerețele în bătrânețe. De aici, părinții au așezat un fel, o etapizare a vieții în patru mari puncte, despre care noi trebuie să știm în seara asta, pentru că vom vedea că le reducem de fapt la două, care țin de partea noastră sufletească și, fără îndoială, ținând cont și de ceea ce se întâmplă cu fizicul nostru, cu trupul nostru. Și, în primul rând, există tineri, există bătrâni,
există bătrâni tineri și există tineri bătrâni. Sunt cele patru lucruri pe care trebuie să le reținem. Există tineri tineri. Pentru că tinerii au entuziasmul lor, este perioada aceasta a entuziasmului, a căutărilor de tot felul, cum am spus, și așa mai departe. Însă rămân acești tineri la o stare sufletească aceea a unui tânăr. A nesiguranței sufletești, a unei stări de îndoială permanentă, a unei stări de căutare, care până la urmă nu este rea, și așa mai departe. Era un filozof de data aceasta care spunea așa: Dumnezeu m-a lăsat pe pământ pentru a duce la îndeplinire câteva lucruri. Pe fiecare ne lasă Dumnezeu să facem câte ceva spre mântuirea noastră. Și zice așa aici: acum sunt atât de departe de ele, încât nu voi muri niciodată, pentru că nu le-am împlinit. Nu ți-ai împlinit misiunea, nu te ia Dumnezeu, ar zice gânditorul. Lucrurile nu stau așa. Lucrurile stau într-o altă dimensiune, și anume aceea faptului că în viața noastră, tot ceea ce înseamnă învățătura Sfintei Scripturi, cugetările Sfinților Părinți, nu fac altceva decât să ne îndemne să fim nici mereu niște tineri bătrâni. Dacă suntem tineri bătrâni, înseamnă să avem acea vigoare permanentă a tinereții, să ținem la ceea ce înseamnă vigoarea trupului, din toate punctele de vedere, dar să avem înțelepciunea unor bătrâni. Problema mare a tinerilor de astăzi, că vorbeam de tineri, este aceea că rămân generațiile de astăzi, o spun cu mare tristețe, și nu avem a ne supăra. Trebuie să luptăm să devenim mai robuști, inclusiv din punct de vedere fizic. Sunt un fel de pui din aceștia de avicol astăzi. Cum ne place bătrânilor să spun. Și aceasta este realitatea. Că înaintând în vârstă, fiecare vede că începe să scârție pe acolo, prin punctele mai esențiale, că mai trebuie să te duci la reparații, este un lucru foarte adevărat. Simțim cu toții lucrul acesta. M-am dus și eu cu câteva săptămâni să mai văd cei cu spatele și îmi spunea doctorul: părinte, să nu uitați că sunteți generația Cernobâl. Deci dumneavoastră îmi permit să vă spun. Sunteți generația Cernobâl, care mănâncă încet și sigur, până în măduva oaselor umane. Asta este realitate. Că ne place, că nu ne place. Dar pe lângă tot ceea ce înseamnă mediul acesta ambiant, tinerii care rămân tineri de astăzi au un mare defect. Au o mare problemă. Pentru care dumneavoastră va trebui să luptați, împotriva căreia dumneavoastră va trebui să luptați. Și anume acela al faptului că nu au o robustețe fizică ca să ajungă prin aceasta la o robustețe spirituală. Să știți că oarecum ele sunt corelate aici. Și asta nu înseamnă că de dimineață până seară trebuie să te duci pe stadion, să alergi sau în parc, să te duci la fitness, cum se spune astăzi, și să-ți menții condiția fizică. Sunt și acestea importante. Medicii vă spun mereu lucrul acesta, nu intrăm noi în detalii. Însă este cu totul și cu totul altceva. În generațiile tinere, care rămân la această mentalitate a unui tânăr din același globiu permanent în viață, intră viermele păcatului, care roade încet și sigur și care nu mai ține de Cernobâl. Este viermele păcatului. Mi-aduc aminte că de data aceasta să-l citim pe un sfânt contemporan, dar tot în duhul patristic, Sfântul Paisie Aghioritul povestește cum odată mergea în Salonic, coborând de la chilia lui din Sfântul Munteatu, și pe drum se întâlnește cu un grup de tineri care urcau la dânsul cu un profesor însoțitor. Ce făcuse profesorul respectiv? Disperat de modul în care se comportau studenții lui și cum priveau lucrurile în viață, permanent ploștiți și obosiți, așa, născuți obosiți, cum ar zice românul,
a încercat să-i mobilizeze. N-a reușit mare lucru și atunci a făcut ce a putut și a adunat banii și a zis, hai să mergem la părintele să ne pună un pic pe drumul cel bun. Și se așează la marginea drumului, pentru că acolo îl găsise pe părintele Paisie. În același timp venea un alt grup de la Atoniada, școală teologică a Sfântului Munte Athos, niște copii din aceștia, de altfel. Unii se pun de o parte a drumului și ceilalți de cealaltă parte. Și părintele se uită la ei, Sfântul Paisie, și le spune, zice, aveți ochii unui pește stricat. Păi zice, la prima vedere este o jignire, cum se spune un om, ai ochii unui pește stricat. Dar dacă nu este să ne ducem bine cu mintea, acolo unde trebuie, ce se întâmplă cu peștele stricat? Are niște ochi ambicioși, așa, încețoșați. Nu? Cam așa se manifestă până intră în descompunere. Ei, când vezi tinerii de astăzi, se prea pare că au această caracteristică imprimată pe chipul lor fizic. Ochii peștelui stricat. Și știți de ce? Pentru că societatea de astăzi, și aici cuprindem toate instituțiile care concură la lucrul acesta. Vorbim de familie, vorbim de școală, vorbim de biserică, vorbim de celelalte lucruri. Și toate instituțiile statului nu fac altceva decât dau unui tânăr de astăzi astfel de ochi în cețoșați. Ceea ce ar trebui, metaforic vorbind, să apărăm totdeauna la generațiile tinere, este strălucirea, lumina din ochii copilului. Acea lumină, zglobie, care nu înseamnă faptul că are niște ochi frumoși la prima vedere, ci este acea sănătate interioară care radiază din interior omului. Urmăriești trebuie să plecă. Aceasta este marea provocare pentru tinerii de astăzi. Și pentru tinerețe în general. Să nu credem că tinerețea este la voia întâmplării. Dacă vorbim de viziunea aceasta a Sfintei Scripturi și desigur a părinților, trebuie să înțelegem că tinerețea este frumoasă și are frumusețea ei, dar trebuie trăită în aceeași dimensiune a frumuseții duhovnicești. Cât de frumos lucru este cărunteților judecata și celor bătrâni a cunoaște sfatul. Cât este de frumoasă la cei bătrâni înțelepciunea și la cei mari înțelegerea și sfatul. Cununa bătrâneților este cunoașterea multor lucruri și mărirea lor este frica de Dumnezeu. Mărirea lor este frica de Dumnezeu. Și cât este de frumos lucru cărunteților judecat. De aceea, când ajungem bătrâni și avem apucăturile acelea de tineri, și este o mare provocare în societatea de astăzi, este trist să spunem acest lucru, că o iau razna bătrâni. Am avut acum câțiva ani anul dedicat familiei. Am mai trâncănit, ne-am mai adunat, am mai ținut câte o conferință, am mai înscris câte o carte, s-a mai făcut câte un simpozion, am mai șlefuit unii discursuri și așa mai departe, dar nu s-a văzut și nu se văd efectele reale a ceea ce înseamnă pericolele sau lupta cu aceste pericole ale familiei de astăzi. Și nu întâmplător zic acest lucru. Pentru că cei bărbați, în general, la vârsta a doua, încep să-și lase femeile și apar de braț cu domnișoara de 25-30 și, în cel mai fericit caz, dar niciodată mai mult de 40. Prospătură, zice românul ironic. Și când se prezintă în societate,
te întrebi, dar domnișoara, fiica, nu, zice, amanta sau soție, da? E cumplit ce se întâmplă. E cumplit din punctul acesta de vedere. Să știți că statisticile sunt sumbre din punctul acesta de vedere. Și sunt sumbre pentru că omul nu mai înțelege care este chemarea lui. Și chemarea lui care este? Să ajungă cu adevărat la înțelepciune. Există un lucru și un criteriu după care, să spunem noi, facem această împărțire a vieții, a vârstelor spirituale. Și acest lucru este, în primul rând, viața duhovnicească, trăirea lăuntrică. Toți părinții, și n-am să insist în această seară să vă dau foarte multe lucruri, pentru că ne lungim foarte mulți, toți părinții insistă asupra acestui lucru. A trăirii interioare a omului. Și aceasta este înțelepciunea, cu adevărat. Nu? Citim la Solomon și noi când avem în biserică sfinți din aceștia care au trecut la Domnul la o vârstă tânără și chiar mai în vârstă decât ne-am dat seama, paremiile de la slujba vecerniei încep așa. Bătrânețile sunt cinstite, nu cele ce se numără cu numărul anilor. Că îmbătrânești de multe ori răutăți ca îmbătrânești urât. Ci viața neîntinată este la oameni măsura cărunteții. Dacă ai ajuns să ai pletele albe și să ai înțelepciunea duhovnicească a unui om așezat și să te întrebi cu adevărat ce ai de făcut, ce ai făcut în viață și ce ai de făcut în restul vieții tale, atunci cu adevărat ai ajuns la bătrânețe. Când n-ai ajuns la bătrânețe în modul acesta, ești mai deplâns, cum ne zice același Solomon, decât toți oamenii. Urâte sunt tinerețele în bătrânețe, adică în manifestarea aceasta copilărească a omului, care își lasă ce este a lui, își lasă familia, și nu mai știi pe cine sfătuiește în casă, soția de-a doua, amanta pe fiică sau invers, pentru că de multe ori fiica e mai bătrână decât maica sa vitregă. Răsturnarea valorilor într-o societate. Ceea trebuie să fim foarte atenți de ceea ce înseamnă cu adevărat vârsta noastră duhovnicească. Cine este bătrân la tinerețe, poate fi și tânăr la bătrânețe. Cuvintele filocalice într-o expunere a părintelui Arsenie Papacioc, unul dintre mari sfinți contemporani. Cine este bătrân la tinerețe, poate să ajungă și tânăr la bătrânețe. Și cum se face lucrul acesta? Și frumos, mă iertați, mai are el una. Bătrânețea, tinerețea dacă ar ști și bătrânețea dacă ar putea. Acestea sunt lucruri pe care noi trebuie să le... Cine ajunge bătrân la tinerețe, adică cu acea înțelepciune a bătrânului, poate să rămână și tânăr la 100 de ani. Vezi câte un bătrânel din acesta care și-a trăit viața în cumpătare, așezat în credință și frică de Dumnezeu, nu cu ochii înțețoșat după ce a ieșit după o noapte întreagă pierdută prin cluburi, prin baruri, la desfrânate și prin alte locuri de genul acesta. Își păstrează vigoarea care nu vine doar de la trup, ci vine mai ales de la suflet, cel care conduce. Dacă este să ne uităm ce ne învață Sfânta Scriptură din acest punct de vedere, ei, aici ne ducem cu mintea la discuția pe care o are Mântuitorul Iisus Hristos
tânărul bogat, tânărul din Evanghelie. Știm poruncile, toate acestea le-am păstrat, le-am găsit din tinerețele mele. Și atunci, evanghelistul Marcu, singurul care relatează acest episod, pentru că evangheliștii ne spun, părinții ne spun de fapt că el este cel care a trăit această experiență, întorcându-se mai târziu la Hristos, ne spune că Hristos a privit la acest tânăr cu drag. Știa Dumnezeu că le păstrează din tinerețe, dar avea un mare meteah. Aceea a faptului că era atașat foarte mult de lucrurile acestei lumi. Și atunci îi spune, un lucru-ți mai trebuiește. Tu te și vinde averile tale și le împarte săracilor. Acolo era bubarul, atașamentul față de materie, de lucrurile lumii acestea. Apoi vină și urmează mie și mai spune ceva Hristos, îi avea pat în cer. Și ne spune evanghelistul Marcu, adică el, că a plecat întristat pe la. De ce? Strecoare și motivul era foarte bogat. Era foarte atașat de ceea ce se întâmpla în sufletul său. O să știți că în tot ceea ce înseamnă misiunea bisericii, pentru că astăzi avem tot felul de programe de genul acesta, etapizate, pentru copii, sigur, misiunea trebuie să ai o anumită aplicare ei, față de tineri altceva, față de bătrâni altceva, față de cei din boli incurabile, implică alte și alte tipuri de abordări. Însă programul rămâne acela. Tinere, ție zic scoală. Este cel pe care Hristos îl adresează tânărului la porțile cetății Nainului, atunci când îl înviază pe tânăr, pe tânărul acela mort. Nădejdea bătrâneților mamei sale. Deci dacă Hristos ne pune în fața faptului să alegem ca pe tânărul bogat și să căutăm să debalansăm sufletul nostru nu doar de bogățiile acestei lumi, ci de tot ceea ce înseamnă programul vieții noastre, adică atingerea scopului vieții noastre pe acest pământ și acesta este mântuirea sufletului, trebuie să înțelegem că în mintea și în urechile noastre trebuie să sune permanent ceea ce ne spune Mântuitorul, ce îi spune Mântuitorul Iisus Hristos acestui tânăr. Tinerii ție spun, scoate. Este programul misionar al nostru, al fiecăruia dintre noi, dar trebuie să fie și preocuparea de fiecare moment a vieții noastre. Să ne sculăm din moartea păcatului. Să ne sculăm din starea în care zacem, pentru că să știți că păcatul îmbătrânește. Nu numai înrobește. Îmbătrânește până și la modul acesta fizic. Noi nu ne dăm seama ce repercusiuni are un păcat asupra fizicului uman. V-am spus ce înseamnă încețoșarea ochilor, ca la peștele mort. Dar sunt multe lucruri de genul acesta. De multe ori, părinții sunt mai vivaci decât tinerii, dar în aceeași măsură nu înțeleg că ceea ce-i transmis nu ține de o zestre genetică doar la modul acesta exterior. Că ți-ai făcut analizele și că n-ai boli nu știu de care. Că te-ai ferit și ai ținut un regim alimentar nu știu de care. Dar ce-ai făcut cu păcatul? N-ai înțeles ce spune Dumnezeu în Vechiul Testament, că părinții au mâncat avuridă și copiilor le străpezesc dinții. Este lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem. Preocuparea noastră nu trebuie să fie doar de a noastră, legată de mântuirea sufletului nostru, ci mai ales de ceea ce înseamnă păstrarea tinereții duhovnicești în rândul tuturor. Dar în aceeași măsură și ajungerea la maturitatea duhovnicească a tinerilor. Cât mai repede posibil. Sunt un gură de aur de două soluții aici. Unii n-ar fi de acord cu asta, mai ales în vremurile noastre. Și zice așa, atunci când vorbește de educația tinerilor. Îi îndeamnă pe părinți ca să lupte, să tinerii să se căsătorească din timp. Să nu-și trăiască viața în păcate și dezorganizat.
Păi asta și ce spune societatea în care trăiești? Păi cum? Păi întâi trebuie să-mi fac casă, întâi trebuie să-mi iau mașină, după aceea trebuie să încerc femeia, să vedem dacă ne potrivim, să nu fie la divorț nepotrivire de caracter, și tot așa mai departe. Și ajungi la bătrânețe, de 40-50 de ani, cu apucături din astea că îi trebuie și trenă, peste care să-i calce nepoții la nuntă. Se întâmplă, să știți, noi ca preoți trecem prin experiențele acestea triste, cutremurătoare, dar din păcate adevărate. Și este un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem. Că părinții trebuie să se lupte ca tinerii să nu-și înrosească viața. Și să intre în jugul căsătoriei de tinerei. Și după aceea te ia valul, așa am zice noi astăzi, venind în actualitate și, și precum părinte, că ce n-am putut să experimentez atunci. Ce trebuie, dar ce trebuia să experimentez? În afară de dragoste. Ce dragoste aceea curată? Acesta este un lucru esențial. Deci de aceea, primul lucru, că vorbim de educația tinerilor aici, nu trebuie să o trecem doar prin această stare a materială, a lumii fizice, palpabile. Tot Sfântul Amură de Aur spunea că zice, vă luptați să lăsați copiilor voștri câte un cal, câte o casă, cum era pe atunci, am zis, mai mulți cai sub capota mașinii pe care trebuie să o dai ca tot. Deci așa era în vremea lui. Câte un cal, câte o casă și bine faceți. Dar uitați să dați copiilor voștri pe Dumnezeu. Este cel mai mare dar pe care trebuie să-l avem în viață. Când un copil are pe Dumnezeu în sufletul lui, atunci va rămâne veșnic tânăr. Din harul Duhului Sfânt, din acest izvor, se adapă tinerețea. Din acest har nesecat, trăiește biserica. Părintele Patriarh Teohrist a scris o carte odată, tinerii, liniuță, tinerețea bisericii. Și să știți că nu se referea la cei până la 20 de ani sau până la, să o luăm până la 35 de ani. Nu, nici pe departe. Ci la cei care înțeleg ce înseamnă cu adevărat tinerețea duhovnicească. De aceea, nu suntem chemați să ne luptăm cu morile de vânt, ci suntem chemați să ne luptăm cu realitățile vieții în care trăim și noi, la rândul nostru, să fim tineri și să păstrăm ceea ce este cu adevărat tinereții. Ioan Gură de Aur, Părintele nostru, mă opresc, uite mai mult la dânsul seara aceasta, spunea tot într-un citat că tinerețea este sălbatică. Ca o caracterizare. Având nevoie de multe privegheri, de mulți dascări, pedagogi, îngrijitori și de mulți hrănitori ai ei. Asta nu înseamnă ca să îi dai altceva, ci de cele sufletești, cele care țin și fac o adevărată viață umană. Însă tinerețea este ca un cal sălbatic, ca o fiară sălbatică. Și dacă de la început, din cea mai fragedă pruncie, îi vom pune niște hotare bune, după aceea nu vom avea nevoie de multe osteneli, ci obișnuința de a fi ca o lege. Hotare bune. Din fragedă pruncie. De asta avem nevoie în societatea de astăzi. Nenorocirea mare este aceea a babacilor, cum de fapt ăstora mai așa în jargon tinerilor noștri se numească pe cei mai în vârstă, este aceea a faptului că diferențele dintre generații sunt atât de mari încât nu mai există nicio punte de legătură. Ele existau și altă dată în societatea mai așezată. E normal să fie așa. Noi am ascultat un gen de muzică, ei ascultă alt gen. Sunt lucruri care evoluează sau involuează după caz.
Dar niciodată, de când este omenirea, diferențele acestea n-au fost atât de mari. Este o adevărată ruptură. Și atunci problema generațiilor este o problemă care nu aparține doar societății, care trebuie să răspundă pe anumite nivele, ci este o problemă, în primul rând, și o provocare pentru biserică. Biserica trebuie să găsească, din punctul acesta de vedere, soluțiile necesare. Sigur, dacă vă veți duce pe internet și băgați acolo Biserica Catolică, pastorația tinerilor de la nu știu cum, pastorația nu știu ce, pastorația nu știu cum. Da, sunt bune. Însă pierde esența. Pierde esența faptului că societatea, dacă se schimbă, se schimbă datorită generațiilor de dinainte ei. Și generațiilor de dinainte ei, ca să nu fiu tot așa, atât de radical. Noi ne lamentăm că am ajuns unde am ajuns. Dar cine ne-a dus acolo? Când trebuia să stăm trești, de fapt am dormit. Și ne-am gândit la alte lucruri. Când trebuia să te împotrivești unei legi sau unei anumite stări, n-ai avut timp pentru așa ceva. Nici să protestezi, nici să ieși în stradă, nici să te duci la vot, nici să spui părerea, nici să faci nimic din toate acestea, dar te-ai lamentat acolo, ce rău este. Știți că societatea de astăzi nu se va schimba cu lamentări de genul acesta și nu mai ține cont de ele. Deci dacă am ajuns unde am ajuns, suntem datorită imaturității noastre, handicapurilor noastre, pe care trebuie să ne le recunoaștem, pentru că 25 de ani de libertate nu înseamnă altceva decât trecerea generațiilor care au fost educate de dinainte de comuniști sub brazdă și venirea la putere a neocomuniștilor, inclusiv a noastră. Că vă place sau că nu vă place. Asta este realitatea. Eram tânăr, ca o paranteză vă zic, tânăr preot și eram în Ardeal, acolo stareț la o mănăstire și au venit niște organizatori pentru o conferință la Brașov și zice, părinte, vă chemăm pe Sfinția, ce să vă auziți, băi, de la un copil? Vă chemăm pe Sfinția voastră, că pe ăștia, zice, mai în vârstă îi acuză de comunism, toată ziua, de colaboraționism și nu știu ce. Hai, zice, să mai auzim și ceva de la un tânăr. M-am gândit, măi, ce aș putea eu să răspund în atare situație? Și m-am dus și am făcut o comparație între istoria poporului evreu, atunci când a fost scos din robia Egiptului, când ne plângeam după 90, deși făcusem revoluție, sau alții în locul nostru, dar noi am acceptat-o așa cum a fost, și ne-am împărtășit-o, ne-am asumat-o, nu? Și când au ieșit din robia Egiptului, egiptenii plângeau după căldările egiptenești, așa se numesc ele metaforic în canonul cel mare, bunăstarea Egiptului, ca să fim mai înțeleși. Ce ne-ai adus în pustie aici? Și atunci ce face Dumnezeu acolo în pustie? Face un schimb de generații, învârtindu-i în deșertul acela 40 de ani, zice psalmistul David, am urât neamul acesta. Și am zis în inima mea, pururea rătăcesc cu inima, de aceea nu vor intra într-o odihna mea. Aici să vă pagă piară oasele. Și acolo le-au găsut. În pustie. În pustia Sinaiului. Ce face Dumnezeu acolo? Schimb de generații, am zice astăzi. Naște o generație nouă, care își dorea cu adevărat să ajungă în Canaan, care nu mai cunoștea de, nu mai știa mai nimic de căldările egiptenești, de bunăstare Egiptului. Și am zis, am încheiat după ce am făcut comparația aceasta, spunând în felul următor. Să nu uitați, comunismul este noi. Ce credeți, că au înțeles ceva? Au sărit în sus vreo 20 ceva, cât colea, era
câteva sute, spre 1000 de persoane într-o sală imensă acolo. Comunist ești tu! Vom vedea. Am ajuns să vedem, din păcate. Deci, pentru ceea ce se întâmplă cu generațiile acestea tinere, să știți că suntem direct răspunzători. Și responsabilitatea aceasta este enormă înaintea lui Dumnezeu. Știți ce îți dă un copil sau un tânăr ție ca părinte și societăți? Nu mai vorbim de duhovnic, de învățător, de așa mai departe. Îți dă sufletul curat să-l modelezi. Și tu ce faci cu dânsul? Îl ciunțești. Să știți că și indiferența ciunțește. Și v-am arătat cum ciunțește. Rău de tot astăzi. De aceea îndemnul în astfel de momente este că trebuie să ne facem datoria numai acolo, așa cu vigoare tinerească, nu numai în familia noastră, ci și în societatea din care ne tragem. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, n-am înțeles nimic. Vom forma niște generații din aceștia cu ochii de pește mort, care nu știu de unde vin și unde se duc. Și mai ales nu știu să se ancoreze în ceea ce înseamnă nu realitățile vieții. Pentru că aici sunt mai ancorați decât noi. În realitățile unei împărății care nu-i din lumea aceasta. Și asta nu înseamnă că vin din iluzii, fraților. Asta înseamnă că trebuie să păstrăm ceea ce ne-au lăsat moșii și strămoșii noștri. Aceste valori pe care noi trebuie să le ducem mai departe. În primul rând, credința în Dumnezeu. Știți care este o mare provocare pentru un duhovnic astăzi? Când ascultă la spovedanie, eu de multe ori, în nerăbdarea mea de tânăr, mușc limba. Pentru că începe lamentarea. Părinte nu mă ascultă, părinte nu așa, părinte nu mă împini încolo, părinte nu știu. E adevărat, așa este. Dar tu ce ai făcut? Știți, când profetul David spune un lucru, voi pune înaintea feței tale păcatele tale, când te uiți la propriul copil, ar trebui să te uiți ce ai făcut. Este imaginea ta în oglindă, acolo uitându-te, de fapt te vezi pe tine. Sau ar trebui să te vezi dacă nu te-ai văzut la momentul potrivit. De aceea suntem direct responsabili de ceea ce se întâmplă și îndemnul meu în această seară, pentru că n-am să vă mai rețin mult cu expunerea, am să vă las loc suficient timp să puneți întrebările de rigoare. Îndemnul meu acesta este ca să-i ferim pe tineri și să ne ferim pe tine, pe noi înșine, de cuptorul patimilor. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni Doamne, zice psalmistul. Tinerețea te bagă vrând nevrând în cuptorul patimilor. Și ce faci cu el? Cum stingi cuptorul? Că tu n-ai cum să te stingi ușor. Parte o provocare. Pleacă de la tine și o provocare care vine din exterior. Cuptorul patimilor nu înseamnă că ne l-am băgat noi înăuntru, ci înseamnă că suntem băgați într-unsul. Prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, prin patimile care vin din exteriorul nostru. De aceea, orice facem în această viață, orice avem ca scop, este bine. Tânărul trebuie să fie asemenea albinei. Nu mă mai duc la Sfântul Grigore de Nazianz. Avea un cuvânt extraordinar de frumos și spunea că albina niciodată nu culege o travă din flori, ci culege numai nectar din care face miere. Așa trebuie să fie și tânărul. Și dacă este ceva bun în lucrurile externe, și pe acestea trebuie să le transformăm. Să le luăm și să le transformăm. Și tot el spunea că admirația pentru lucrurile din natură
iată științele acestea ale naturii, tot ceea ce înseamnă spațiul înconjurător. Admirația pentru Sfânta Scriptură sau pentru filosofia păgână chiar, sunt bune. Așa după cum bune sunt toate lucrurile din lumea aceasta, dacă ating scopul major, deprinderea științei și a înțelepciunii lui Dumnezeu, pentru care rămânem veșnic tineri. Sperăm și nu ne liniștița completamente. Pentru că altfel facem ca baba aceea care a dat un telefon la Pro TV și a cerut să dea câte două episoade la Tânăr și Neliniștit, că avea ea 80 și nu știu câți de ani și să prindă și a sfârșit. Și aceasta este. Să rămânem tine, dar să rămânem tine sufletește, adică curați. Amin. Vă mulțumim foarte mult, frate, Părinte Stareț. Aș începe eu cu o prima întrebare. Știu că ați cunoscut oameni deosebiți, începând cu viețuitorii obștei de la Tarcău, cu schibnicii din Munții Neamțului în frunte cu Părintele Arhimandrit Nicodim Grosu, protosinghelul Nicodim Grosu de la Mănăstirea Neamț, de la Mănăstirea Tarcău, pardon, și totodată în frunte cu Părintele Patriarh de Pie Memorie Teopist. La ei, în concret, ce ați văzut din toată această tinerețe spirituală de care vorbiți? Sau ce ați reținut, ce ați asimilat? Pentru că au fost niște oameni deosebiți din acest punct de vedere. O vigoare care nu venea dintr-o rezistență fizică. E adevărat, generațiile trecute, dumneavoastră, cei mai în vârstă, știți lucrul acesta, că aveau altă rezistență fizică. Era o altă viață, mult mai liniștită. Omul se mulțumea cu puținul acela. Aveau, poate, și alte preocupări mult mai sănătoase decât ale noastre, a celor de astăzi. Gândiți-vă că efortul fizic odihnește sau relaxează mult mai bine mintea, în sensul acesta, nu al deconectării, ci al unei stări interioare în care omul poate să se roage mult mai bine decât atunci când stai contabil la o firmă din aceea cu 1000 de cifre de la banca nu știu care, ca să-i aduci profit nu știu cărui om. Este altceva, era o legătură mai temeinică cu natura, cu cosmosul, cu tot ceea ce înseamnă integrarea omului în planul creației lui Dumnezeu. Dar toată această vigoare fizică venea fără îndoială dintr-o trăire. Îi vedeai cum stăteau, cum ați amintit de Patriarhul Teopist. Aveau peste 90 de ani și aveau o limpezime, da. O luciditate. O luciditate de invidiat și o rezistență de invidiat. Îmi spunea Părintele Patriarh Teopist, zice, știi, la arhierie trebuie și rezistență fizică. Să stai atâtea ore în picioare, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și la celelalte manifestări, gândiți-vă că veșmintele arhiereului cu tot ce înseamnă echipamentul, așa, e ca, aproape ca la un soldat din acela echipat cu tot ceea ce îi trebuie. Are peste 20 de kilograme, în orice caz. Și să stai câteva ore la modul acesta, uite cum Dumnezeu te întărește de multe ori. Și asta o recunoșteau. Însă era acea limpezime a minții care vine dintr-o altă lume. Să știți că omul nu de astăzi nu suferă datorită faptului că doar s-a prelungit viața și cum îi spune asta statisticile astea ale noastre, speranța de viață. Speranța de viață a crescut foarte mult, e pe la 67 de ani, 65-67 de ani medie. Aproape dublu cât era în Antichitate. Nu asta este problema. Deci, sau că lucrăm noi cu intelectul și ajungem prinși de Alzheimer și de Parkinson și de bolile demenței, vreo 400 și nu știu cât la număr, potrivit specialiștilor. Nu astea sunt problemele. Și modul nostru
de a ne raporta la Dumnezeu. Să știți că omul fără Dumnezeu ia razna la propriu. Nebunia nu este cea care o înțelegem noi la modul acesta în care ne ducem la psihiatru și ne pune acolo un diagnostic. Și acestea sunt cazuri, ferească Dumnezeu. Însă nebunia este aceea de a nu crede în Dumnezeu și de a nu-ți urma cu adevărat ținta. Poate ar fi trebuit să încheiem într-o altă notă a ceea ce avem de făcut dacă suntem tineri bătrâni sau bătrâni tineri, în sensul duhovnicesc. Avem permanent gândul la moarte și la întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Cine are gândul la moarte, atunci în viață nu va păcătui. Și dacă nu păcătuiești, să știți că sănătatea, nici cea fizică, nici cea sufletească, nici cea psihică, nu sunt puse sub semnul de care. Asta este marea lecție a bătrânilor noștri de altădată. Că duceau o viață duhovnicească, liniștită, din toate punctele de vedere. Și că nu umblau după vânt, cum alergăm noi astăzi. Să ai cât mai mult acolo. Păi suferim de stres. Ce ne spunea Sfântul Paisie Arhioritul, de care am amintit în seara asta? Simplificați-vă viața și veți termina cu stresul. Păi noi ne complicăm viața. Cine ne-o complică? Că-ți trebuie 7 mașini, că-ți trebuie nu știu cât casă, cu nu știu câte camere, că-ți trebuie câte și câte lucruri din acestea inutile. Inutile, care nu servesc la nimic. Nu vedeți pe bogătanii ăștia ai lumii? Dacă și-a luat o casă, îi mai trebuie una. Și are 10, 11 și tot sărac și curat. Aici ce frumusețe mare. Că Iisus sunt sărac și curat. Păi nu-i curat. Pentru că lucrurile acestea înrobesc pe om. Și nu, eu nu mă duc aici cu mintea la cum le-a adunat. E discutabil și asta. Desigur. O lăsăm la o parte. Și numai la preocuparea și la nebunia aia în care intri, la grija aceea. Grija de multe. Cum o numesc Sfinții Părinți. De care trebuie să scăpăm. Omul are o preocupare duhovnicească și aceasta, cum am spus, este mântuirea sufletului și aceasta trebuie să fie țintă. Și dacă aceasta este țintă, tot ce înseamnă complicarea vieții cu lucrurile exterioare nu face altceva decât să fie un fel de piatră care te trage la fund. Ori ei așa au făcut părinții din noștri de altădată, bunicii noștri. Așa au făcut mari sfinți. S-au lepădat de lume, au fugit de dânsa și au păstrat legătura aceasta cu Dumnezeu vie. Și mai este un lucru. Nu așa mori nebun de cap pentru un spital nu știu de care sau trist într-un azil de genul acesta pentru că ți-a trebuit nu știu ce la tinerețe și de fapt n-ai mai avut copii sau cei pe care în loc să-i crești și să-i ții aproape de sufletul tău. Să retransmiți ceva din căldura sufletească, n-ai avut timp pentru așa ceva și ajuns, cum mi-am spus eu cu vreo câteva duminici în biserică, ajungeți să plimbați aici câinii și nigiu. E și câinile un animal nobil. Dar nu mai ajunge omul să-și plimbe cu copiii și nepoții, pentru că nu mai poate. Atunci când trebuia să facă ceea ce era important, a avut alte lucruri. Alte preocupări și alte întâietăți. Sunt lucruri triste, dar adevărat ale societății de azi. În 2013, când a trebuit să mă întorc acasă, la București, am avut de ales ca o altă variantă să rămân în Occident. În multe locuri. M-am dus în Anglia și am stat câteva luni de zile. Nu mai fusesem altă dată în Anglia. Aș fi putut să rămân acolo și să-mi găsesc un rost. Dacă eram un materialist, fără îndoială că aș fi dus-o mai bine. Dar nu mai au de mult Duh, Spirit în ei. De dimineață până seară nu înseamnă decât materie, muncă din aceea nenorocită. Și spun o românii noștri, uitându-se așa cu gâtul lung la ei,
Și vai că ce fericiți. Eu m-am convins, să știți, am trăit mult între ei și m-am convins ce înseamnă bunăstarea Occidentului și tot ce înseamnă. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem acolo, iar din păcate îi dau dreptate academicianului Sorin Dumitrescu, care a scris, a dat un interviu acum de curând și când vorbea de integrare, de fapt vorbea de dezintegrare. Înspre asta ne îndreptăm, înspre dezintegrare. Vreau să vă spun că m-am dus și am vizitat câteva azile de bătrâni acolo. Și am rămas impresionat de condiții. Hotel de 5 stele. Cu tot ceea ce niște programe din acestea să-l țină pe bătrân într-o stare permanentă de bine. Știți ce nu puteai să ștergi de pe chipul nimănui dintre toți oamenii aceia care stăteau în luxul acela până la urmă? Tristețea aceea, singurătatea aceea. Și nu faptului numai că nu aveau copii lângă ei. Am văzut lucrul acesta. Sâmbătă seara sau duminica au venit copiii sau nepoții sau rudele, să nu știu, prietenii, au luat la restaurant, s-au dus la restaurant, au mâncat la masă și au dus și au lăsat la ușa azilului acolo și de acolo i-a preluat asistenta care aștepta sigur în scări, nu așa că hai, fă, noi, ca la noi. Totul e în ceas englezez. Altfel. Dar nu poți să ștergi de pe fața unui om tristețea aceea, suferința aceea ascunsă. Omul câte e, dar nu mănâncă hotelul. Chiar dacă are un pat mai nu știu cum chiar. Gândiți-vă bine la lucrurile acestea pe care le spun. Și dacă vom înțelege să păstrăm ceva din ele, vom ajunge cu adevărat. Așa au făcut părinții noștri. Părinții trebuie să-și educe, să-și crească copiii și să-i povățuiască, iar copiii trebuie să închidă ochii părinților. Nu e cam bancu, știți când care e treaba noastră și care e treaba voastră. O zis, l-a întrebat pe Ițic odată taică-s-o. Măi, Ițic, dar tu iubești pe Rașela. Deci asta e treaba mea. Dar zice, Rașela te iubește pe tine. Deci asta e treaba ei. Și dar ce să faceți, bă, că nu o să aveți copii? Asta e treaba ta. Asta e treaba ta, să crești nepoții. Până și Ițic știe lucrul acesta. Aceasta este normalitatea vieții, lăsată de Dumnezeu, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Omul forțează limitele și forțând limitele nu se duce decât la pieire, la distrugere. Chiar dacă materialicește, evoluăm. Putem să adunăm cât o adunat din lumea asta la picioare. Dacă ne-am făcut împărăție aici, luptăm pentru asta, și ajungem la performanța respectivă, călcând peste tot ceea ce înseamnă valoare, principiu și așa mai departe. Dacă o căutăm pe cea din ceruri, cum ne spune Sfântul Pavel, că n-avem cetate stătătoare ce o căutăm pe cea din ceruri, atunci lucrăm pentru aceea. Depinde pentru ce lucrezi. Și raiul sau iadul începe de aici, să nu credeți că e din altă parte. Și raiul, pentru că nu te lasă Dumnezeu, fiind într-un rai sufletesc, să te chinui, că n-ai cum să te chinui atunci când ești într-un rai sufletesc și n-ai cum să trăiești într-un iad aici, pe pământ sufletesc și să nu fie, să se transforme totul din jurul tău în iad. Chiar dacă trăiești într-un palat, nu știu de care, și ai toată lumea la picioarele tale. Eu văd mulți de genul acesta. Că duhovnic, orice duhovnic vă poate împărtăși din această experiență. Oamenii care nu mai cred, care nu se mai duc la biserică, sigur, zice că le spui baliverele. Da, deci aceasta este marele lucru pe care l-am învățat de la oamenii aceștia. Desprinderea de lucrurile lumii acestea, care nu fac altceva decât să înrobească, și această robustețe fizică, sufletească, până la sfârșitul vieții. De aceea, să știți că
o rugăciune de genul acesta este a creștinului, mai ales când trece un anumit număr de ani, când slăbește virtutea mea, adică puterea mea, până și cea fizică, să nu mă lași pe mine. Ei, mare lucru să îmbătrânești și să mori în patul tău liniștit. Vedeți? E o realitate și pentru noi, duhovnici, care mergem la căpătâiul celor care îi spovedim și dai ultima binecuvântare astăzi. Să vezi un om trecând din lumea aceasta liniștit și păcat cu Dumnezeu și cu sine. Știți cât de greu este să vezi, să buci unul acela. Îl vedeți și dumneavoastră în întrerugere meu, dar de fapt îi duceți la spital, îi duceți la azi, nu vă prea mai interesează de ei. Dar e cumplit când lucrezi și mai ești conștient cu lucrurile acestea și să vezi buciumul acela și tristețea aceea. Asta nu înțelea nimeni. Știți cine înțelea? Dumnezeu, când începi să lucrezi pentru Împărăția cea veșnică. Întrebări? Domnul doctor, vă rog. De fapt, eu aș vrea să spun un lucru. Poftiți mai încoace, să vă și auzim și vedem. Așa. Limitat. Drama existenței de astăzi este mobilitatea mare a realității cu care ne confruntăm. Și nu atât noi cei în vârstă, ci cei care sunt tineri pe care ar trebui să învățăm. Ori, marea șansă a credinței este că este singurul lucru stabil care ne poate da rezistență și certitudine și liniște și, de fapt, ne scapă de tot ceea ce se întâmplă astăzi și la aceasta aș adăuga un lucru foarte direct. Astăzi este un cult al inutilului. Dacă te uiți la modă, nu e bun de primăvară, ci e bun de toamnă, nu e bun, nimic nu e bun. Și vă dați seama, un copil sau un tânăr, cum să se stabilească el să-și construiască viața când vede că totul e perisabil. Ori aici cred eu că trebuie să insiste părinții și mai ales aici este șansa orientării către credință și biserică. Dumneavoastră, ca medic psihiatru, ați cunoscut, sigur ați cunoscut, și nu un caz, ci multe, probabil, de oameni în vârstă, dar tineri din punct de vedere mental, spiritual sau intelectual și viceversa? Eu am cunoscut pentru că provin din niște familii care aveau 6-7 copii și pentru că așa era pe vremea aia și care au trăit și ei foarte mult, cum de fapt, din fericire, trăiesc și eu pentru că am 80 și ceva. Mulțumesc! Am vrut numai să vă spun că poți să o să existi dacă ai o stabilitate, dacă ai o certitudine în ceva. Dacă nu vrei ce nu-ți trebuie. Mulțumim mult! Doamna profesoară! Când ați fixat tema aceasta cu părintele, mi-am amintit imediat vocea care era inconfundabilă din mulți ani în urmă. Și mi-am mai amintit o întâmplare, oarecum cazlie, pe care chiar i-am povestit-o soțului meu. M-am dus la o vecernie cu nepotul meu, deci dacă era înainte, când, pe vremea când erați arhimandrit, deci era înainte de 2007, cum el are astăzi 16 ani, deci înseamnă că avea un 5-6 ani. Arhimandrit e și acum, părinte? Da, ei, vreau ce să stareți? Spun că era, felicitări, că era în Catedrala Patriarhală. Da, și Eclesia. M-am așezat cu el în partea stângă, m-am așezat cu minte să ascultăm vecernia. Și el spune, scuze, mama Gina, se duce în partea dreaptă, unde erau coriști, și începe și dă mâna cu coriștii de acolo. Dă mâna cu doi, dă mâna cu trei, dă mâna cu patru, iar dumneavoastră erați ceva aproape de scaunul patriarhal. Ei bine, vine și acolo și dă mâna și cu dumneavoastră. Gest care v-a surprins pe dumneavoastră înșivă și pe mine v-a surprins cum a avut curajul ăsta. Și m-am gândit că a avut un model. A văzut că tatăl lui dădea mâna cu prietenii și erau de la strană doi cunoscuți. Deci s-a dus să facă același lucru chiar dacă avea 5-6 ani.
Deci ce înseamnă asta? Că avem nevoie de modele. Avem nevoie de modele și faptul că dumneavoastră, în calitate de duhovnic, sigur că vedeți și partea tristă a situațiilor, dar încă tot e bine ca aceia vin la spovedit. Gândiți-vă că în viața adevărată, cele mai triste situații de toate felurile sunt ale oamenilor care nu vin la biserică. Și atunci, această acțiune pe care o faceți acum, mi se pare extraordinar de benefică și de întăritoare pentru educația tinerilor, pentru că ei bătătoresc internetul și spun, ia să văd și eu ce este aici. Și văd aceste emisiuni. Pentru că am cunoscut la Brașov... Între studenți, doamna profesor, între studenții dumneavoastră, cum vedeți starea aceasta de fapt sau de spirit, a tinereții sau a plazării sau a plictiserii? Nu pot să vă spun foarte, foarte precis, pentru că eu sunt profesoară de informatică, nu de religie. Și chiar dacă dau mereu exemple, mi-e teamă la un moment dat și am fost apostrofată, aveți grijă, adică... prea mult zic, Doamne ajută, și prea... Dar când îi prind la cotitură, înainte de examen, să spunem așa, și sunt foarte emoționați, da? Atunci spunem, să spunem în gând, mai ales la licență, când ajung și știu că au dat un pogon de bani pe examen și nu știu cum se vor comporta și atunci iau în liniște. În liniște spunem Tatăl nostru, în gând. Da? Și sigur, când e numele fiecăruia, îi spun, dragă, nici nu știi ce marie ocrotitori ai, dacă au nume de sfinți. Și încep să-l întreb dacă știe despre numele Sfântului, așa ca să fac ceva colateral. Oarecum, indirect. Însă, în cei 15 ani de învățământ universitar, am cunoscut și... cam în fiecare generație, așa câte 2-3 foarte credincioși cu care am colaborat eu, site-urile creștine pentru Părintele Galeriu, cele două site-uri le-am făcut cu un student informatician creștin. Cartea pe care am făcut-o cu lansare la Paris, editată la Paris cu altă studentă, tot de la informatică, care a spus, am devenit credincioasă că m-ați pus pe drumul ăsta, că n-a avut încotro, ea voia să o ajut pe tărâmul ei și i-am spus, n-am timp de asta. Ți-ai ales o temă grea, interesantă, ar trebui să cercetăm amândouă cot la cot. Ești dispusă? Nu sunt dispusă, că n-am timp, ajutați-mă dumneavoastră. Da, dar uite, și eu vreau să fac pentru profesorul meu de suflet, trebuie să fac această carte și nu pot. Și atunci a zis, dar eu știu să organizez evenimente. Păi ce să-mi faci evenimentul, că iată, eu trebuie să scriu cartea. Dar mi-a arătat până la urmă că într-adevăr a făcut și probabil că părintele așa a lucrat și prin noi amândouă ca niște vase comunicante, pentru că ea a dat o tentă de globalizare, a zis, da, facem cartea pentru românii din diaspora și atunci am obținut banii pentru editarea cărții prin Fondul Cultural și ea a avut relația, am făcut lansarea cărții, iată, la Biserica Sfânta Genoveva și Sfânta Parascheva din Paris. Și am văzut acolo românii. Adică a lucrat Dumnezeu, așa, probabil să fie premiu pentru nepotul părintelui Galeriu, care în toată perioada de masterat, el a cântat la strana acolo, în știți cum este biserica respectivă, că este la un subsol. Cât de mare este catedrala Saint-Sulpice, dar biserica ortodoxă română are un subsol, așa, parcă sunt în peșterile în care se retrăgeau primii, întâii creștini. Și eu așa cred că a fost un premiu pentru el ca să slujească alături de episcopul Marc în locul în care și bunicul a fost de atâtea ori și a studiat. Părintele Galeriu, doamna profesoară, fiind ucenică. Așa. Iar părintele Constantin Galeriu, referitor la... sigur, care a fost un model și cred că este în continuare un model extraordinar, când am primit 70 de ani și preafericitul teoptist l-a invitat și l-a servat, când s-a întors de acolo, a spus așa, e cazul să mă apuc de treabă. Și a suplecat mâinile. E cazul să mă apuc de treabă la 70 de ani și iată încă 12 ani
a conferențiat în întreaga țară și dacă îi se spune că nu a scris destul, el a înscris în sufletele atâtor creștini pentru veșnicie. Pentru veșnicie a înscris credința și chiar acesta este testamentul pe care mi l-a lăsat. V-am răsădit în suflet credința, voi s-o mărturisiți. De aceea trebuie să mărturisim mai departe jertfa pe care a făcut-o. Și a fost întrebat odată, și cu asta închei, a fost întrebat odată Părintele Constantin Galeriu, ei, Părinte, cum e cu psalmistul David, iată, al cărui nume îl purtați? Zice psalmistul David, nu? Zilele omului sunt 70. Și ce este peste acesta? Dacă vor fi 80, ce este peste 80? O steneală este. Cum este, Părinte? Iar Părintele Constantin Galeriu a răspuns așa. Ei, iubiților, aceasta era în vremea Vechiului Testament. Venirea lui Hristos ne-a dat o altă perspectivă asupra vieții și o altă putere asupra Duhului nostru. Dacă ne unim cu Entitatea Supremă, putem să trăim mult mai mult. Și iată că Sfinția sa a trăit 84 de ani. Și mai încheia cu privire la vârstă, încheia uneori recuvântarea Sfinției sale așa. Cita pe Voiculescu. O, Doamne, ce taină se petrece cumva acum cu mine? Căci pe măsură ce îmbătrânesc, îmbătrânesc în lume, întineresc în tine. Noi ne uităm la Părintele Bordașiu. Duminica trecută am plinit 92 de ani, am fost acolo și lucrează extrem de mult, are încă proiecte serioase pe masa de lucru, încât am zice că are doar vreo 50-60 de ani și e foarte optimist și gândește foarte pozitiv. Alte întrebări, alte... Vă rog, mai cu curaj, mai tare. Dacă ar putea să ne vorbiți despre lipsa de iubire a oamenilor din ziua de astăzi. Chiar cred că și a tinerilor. Lipsa de dragoste, lipsa de iubire. Ce așteaptă tinerii de la noi? Era tema unei conferințe pe care a susținut-o Părintele Arsenie Muscaru cu la corn, pe când eram la catedrală. Și țin minte că n-a făcut o expunere de câte vreo 10 minute, esența era următoarea și vă răspund tot cu același răspuns. Un strop de dragoste. Asta așteaptă lumea sau tinerii de la noi, un strop de dragoste. De ce nu există dragoste în lume? Datorită egoismului, datorită modului în care noi înțelegem să ne trăim viața. Omul zilelor noastre nu mai are în centru preocupărilor ceea ce vă spuneam, adică Dumnezeu, și dacă credem în Dumnezeu, fără îndoială că are un rol atât de important și semenul nostru. Și în centrul preocupărilor este omul. Și de aici tot ce înseamnă teoriile antropocentriste de astăzi, care nu fac altceva decât să distrugă lumea. Adică trec tot ceea ce înseamnă sfera aceasta a închinării către om. Ori Mântuitorul Iisus Hristos, dacă e să corelăm cu învățătura Duminicii, care a fost, nu? Acum câteva zile, pericopa evanghelică a samarinencii, și care ne-a învățat numai ce înseamnă închinarea în Duh și în adevăr. Adică însemna închinarea cu trup și suflet. Nu e în Duh și în adevăr, nu înțelegem doar că ne închinăm cu multă credință, facem semnul crucii într-un anumit fel și așa mai departe. Sunt și aceste forme importante și au rolul lor în viața noastră duhovnicească. Și închinarea în Duh și în adevăr înseamnă închinarea cu trup și suflet. Așa cum ne cere Dumnezeu.
Și atunci când pui în centru preocupărilor pe Dumnezeu, celelalte preocupări devin secundare. Inclusiv tu devii secundar. Părinții, întrebându-se de ce Dumnezeu a pus acolo un pom în rai, numit pomul cunoștinței binelui și răului, nu dau o tâlcuire de genul acesta în care credem că, vedeți, drăguliță, Doamne, pomul acela a avut niște proprietăți, le zicem noi așa, deosebite. Cântă biserica, bun și frumos era rodul ce m-a omorât. Era frumos la vedere și așa mai departe. Dar prezentarea aceasta exterioară nu se ducea la mărul acela care era unul deosebit și care dădea cunoștințe nu știu de care. Sunt o angură de aur, iarăși rămân adânsul, spune în felul următor. Că aici, de fapt, este pusă în valoare relația dintre creatură și creator. Omului, când i s-a spus din toți pomii raiului să nu mănânci, să mănânci, dar doar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, de fapt, îi se pusese în fața ochilor săi responsabilitatea pe care o are, aceea de creatură, nu de creator. Omul ce să face? Pe sine un idol. Că am vorbit aici de tinerețe în seara aceasta. Păi unii vor să rămână veșnic tineri pe alte căi. Ce fac femeile de astăzi? Păi nu le mai ajung esteticienii, hairstylistul, designerul și câte din acestea meserii, științe moderne, nu? Care să vină la ajutorul a ceea ce înseamnă omul. Omul pus în centrul Universului. Adică tu, în centrul Universului. Și atunci, dacă ești în centrul Universului, fără îndoială că trebuie să arăți într-un nume fel. Vine Sfântul Ioan Gură de Aur și spune așa. Dacă cineva înalță pe soclu statuia împăratului, cine mai îndrăznește să mai facă vreo corectură la acea statuia împăratului? La aceea îi se dă închinare tuturor, de toți. Dacă Dumnezeu te-a făcut pe tine într-un fel, cum să-L corectezi pe Dumnezeu? E că până la lucrurile acestea elementare plecăm. Ajungem. Ei, atunci când omul este în centrul preocupărilor, înseamnă că nu mai are ochi, suflet, minte și nimic altceva pentru cel din jurul lui. Și de aici egoism. Și dacă există egoism, dispare dragoste. Păi de dimineață până seara auziți la multinaționalele la care lucrați sau mai știu pe unde ceilalți care sunteți așa pe la o firmuliță din asta mai de aici, de pe malurile Dâmboviței sau eu știu, printr-un prăfuit de birou din ăla de funcționari publici mai sunteți, sunteți oarecum feriți până într-un punct. Dincolo vi se spune de dimineață până seara, fii cel mai tare, fii așa, fii și iarăși fii. Dar n-auzi nicăieri să ți se spună, fii smerit, fii atent la neputința celuilalt și așa mai departe. Astăzi trebuie să-ți faci din cadavrele semenilor trepte ca să te urci tu, să te popoți în vârful piramidei acolo. Și de fapt stai și îți pui tronul, cum spunea Sfântul Nicolae Verilovici, tu omule de astăzi îți pui tronul pe un munte de cadavre. Ăștia sunt semenii tăi. Așa îi privești, așa îi tratezi și așa îi ai. De aceea n-are cum să fie dragoste. Știți că se întreba Sfântul Maxim Mărturisitorul de unde izvorăște dragostea lui Dumnezeu. De unde izvorăște, să știți că nu vine din neant. Dă un astfel de răspuns. Hristos suferă potrivit suferinței fiecăruia dintre noi până astăzi. Și zice, plânge cu cei ce plâng, se întristează cu cei ce se întristează, dar se și bucură cu cei ce se bucură. Și din această împreună compasiune a omului, a lui Dumnezeu față de om, izvorăște iubirea lui Dumnezeu. Să știți că nu este altceva. M-am uitat sâmbătă noaptea spre duminică, pentru că am făcut și o revistă a presei
și mă uitam cu martirierea vrăjmașului, așa pusese grozav pe coaliția pentru familie, pentru că s-au strâns cele 3 milioane de semnături. Vă felicităm și pe dumneavoastră, cei care ați făcut un act de mărturisire de credință, pentru că nu este o simplă semnătură acolo, asta înseamnă mărturisire de credință. Și le-am spus creștinilor din biserica de la Sfântul Măgureanu că de acum înainte să știți că mai introduc în o întrebare, în chestionarul celor care vor veni la spovedanie la mine. Cum mărturisești credința în Hristos? Pentru că îl vindem pe Hristos prea ușor. Și m-am dus la Dex să mă uit și eu ce înseamnă cuvântul acesta homofob. Înțelegeam eu ce înțelegeam, dar s-o luăm științific. Așa zic. Pentru că acuza mai nouă la cei 3.000 de proști, idioți și toate etichetele acestea care ni s-au pus, nu era aceea a faptului că, vezi, drăguliță, Doamne, răsturnăm noi ordinea socială și așa mai departe. Nu suntem toleranți. Și atunci, homofobia e ceva de felul acesta. O stare de aversiune, o reacție de frică până la stări din acestea de respingere a celui care, din punct de vedere sexual, în cazul homosexualilor, au alte orientări. Un lucru nu se spune în realitate. Că față de cel căzut, un creștin trebuie să arate o altă stare. Aceea de milă, de compasiune. Este starea care ne face pe noi asemenea lui Dumnezeu. Iar dacă este să ne gândim ce răspundea Tertulian în veacul al III-lea într-o apologie către Marc, împăratul, Marc Antoniu, împăratul Romei, îi spunea așa: împărate, noi n-avem voie să urâm pe nimeni. Căci asta ar însemna să călcăm învățătura Mântuitorului nostru. De aceea și mergem cu bucurie la moarte. Și de aceea suntem batjocora voastră astăzi. Că n-avem voie să urâm pe nimeni. Dacă am urât pe cineva, ne lepădăm de Mântuitorul nostru. Dar un lucru nu putem să-ți dăm. Au strigat-o martirii pe toată perioada persecuțiilor. Sufletul. Au strigat-o creștinii noștri din Ardeal atunci când îi se punea credințe, îi se impunea credințe străine de cea a strămoșilor lor, uniația cu Roma și așa mai departe, când s-a dus delegația de țărani cu cojoacele lor și opingile la Viena. Împărăteasă, toate sunt ale tale. Și hainele acestea de pe noi și pământurile și toate, pentru că împăratul, regele, conducătorul la vremea respectivă întruchipa și proprietatea, și dreptul de proprietate. Nimeni nu era proprietar decât împăratul care dispunea într-un fel sau un alt, potrivit unor legi. Nu mai intrăm în detalii de genul acesta. Dar un lucru nu putem să-ți dăm. Asemenea creștinilor de atâta. Sufletul. Deci, pe de o parte, nu putem urâ pe nimeni, înțelegem în compasiunea noastră, în dragostea noastră, pe toți cel neputincios, dar în aceeași măsură trebuie să lupți să-l ajuți și să-l scoți de acolo. Iar dacă nu înțelegi, trebuie să-i îngrădești libertății. Asemenea unui copil, fraților, copilul nu-i lași cuțitul să se taie. Dacă vezi că copilul nu știe să folosească cuțitul și nu știe să-l folosească, atunci ce faci? Un părinte responsabil ia cuțitul din mână. Ia jucăria cu care se rănește. Așa și aici trebuie să faci. Dar dragostea, dacă ar exista la nivelul acesta, nu ar mai exista celelalte stări. Însă, v-am spus, egoismul și ura sunt astăzi literă de lege. Uitați-vă cât de destinați suntem astăzi. Cât au reușit să ne împartă cu tot creștinismul nostru. Pentru că nu trăim în Hristos, de aia am ajuns asta. Să ne urâm unii pe alții. Din 90, aduceți-vă aminte cum ne-au învrăjbit punându-ne la țară, nu mai puteai să te duci pentru că era unul cu sapa în capul sau celălalt cu toporul în capul celuilalt, pe o bucată de pământ. Ce repreană cu romanul lui Ion? Ce? Ale erau, așa știți, chiar literatură. Da. Ne atrăgeau și ele atenția, oarecum, scriile acestea asupra unor realități.
Aici am ajuns. Și asta înseamnă că diavolul căruia societatea de astăzi îi slujește și patimile care societatea de astăzi îi slujește, nu face altceva decât să împartă, să dezbine. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Dragostea este cea care unește. Și dacă avem dragoste, cu adevărat, suntem uniți cu semenii noștri, înțelegând chiar și pe cei mai neputincioși dintre ei, în neputința lor, suntem în primul rând uniți cu Dumnezeu și împăcați cu Dumnezeu și împăcați între noi. Asta este lucrul pe care trebuie să-l înțelegem. Da. Alte întrebări? Da, doamna doctor, vă rog. Două lucruri deosebite. Unu, ne facem vinovață zi cu, de zi cu zi, numai dacă mergem în vehicule sau în locuri publice, sau vedem noi, cei în vârstă, că nu știm să ne purtăm cu tine. Și dorim ca ei să se poartă frumos cu noi. Dar ei sunt rodul educației noastre. Și în momentul când replicăm noi, așa cum nu trebuie, cine se așteptă? Deci, din capul locului, ne facem vinovați. De ce se întâmplă? Iar din alt punct de vedere, un aspect medical, eu nu consider și medical, nu pot să existe atâtea persoane cu adevărat justificate medical. Cu aberații sexuale. Deci nu există. Sunt rodul educației. Se înțeleg acei care au justificare medicală. Au bază medicală. Dar restul sunt rodul educației. Și de aceea pericolul este mare pentru aceste familii care a și adopta niște copii. Dar și fără să adopte copii, tot reușesc să educe pe minori. Da, este adevărat, doamna doctor, însă eu sunt ceva mai radical decât dumneavoastră. Dumneavoastră susțineți că sunt unii cu probleme medicale. Știm la ce vă referiți, nu mai intrăm aici. Da, da. Pentru aceea trebuie să avem milă, trebuie să avem compasiune și ei trebuie să-și cunoască locul lor și noi să-i ajutăm cât putem. Dar nu sunt puțini aceia. Știți, eu ca duhovnic, am fi duhovnicesc și de genul acesta. Atâta vreme cât caută pe Dumnezeu, nu poți să închizi ușa. Concluzia mea, nu de specialist, concluzia mea practică, deși mă fac că nu înțeleg mai mult din atât, este următoare. Nimeni nu se naște într-un fel sau în altul. Este rodul unor factori, a educației și așa mai departe, care își pune amprenta fără să vrei pe anumite persoane. Sau greșelile la părinți. Fără îndoială. Doamne, dar aici greșelile nu se manifestă la modul acesta. Deci să fim foarte înțelegi. Toți ne naștem cu înclinația spre păcat. Nimeni nu se naște cu păcatul în sine. Asta e deosebirea noastră, teologiei ortodoxe, teologiei curate, nealterate, de cea a teologiei Harului la catolici și mai ales la protestanți, care au mai alterat-o cu un pic acolo, cu predestinație și așa mai departe. Nimeni nu este predestinat să fie homosexual, heterosexual, într-un fel sau în alt fel. Nenorocirea mare este că se induce foarte mult acest lucru tinerilor ajung pe cărările acestea ale păcatelor de genul acesta, faptul că așa s-au născut. De altă parte, extrema cealaltă, a celor care nu înțeleg ce au de făcut, este că sunt bolnavi psihici. Nu sunt bolnavi psihici. Sunt bolnavi sufletești. Este un păcat ca toate celelalte păcate. Să ne lămurim odată pentru totdeauna. Care devine o patimă. Care devine o patimă.
Deci nimeni nu se naște la modul acesta. Eu am homosexuali care s-au lăsat de lucrul acesta, am avut și am oameni care luptă, de am spus noi ce înseamnă vârstele acestea și împărțirea pe categoria oamenilor. Am spus oameni vindecați sufletește, oameni care luptă cu păcatul și oameni care nici măcar nu s-au apucat să facă ceva de asta. Și asta este împărțirea adevărată pe care ne-o dau Sfinții Părinți. Și atunci nimeni nu se naște așa, cu păcatul în sine, toți ne naștem cu înclinarea spre păcat. Și atunci, din punctul acesta de vedere, putem să luptăm cu adevărat sau putem să ne lăsăm pradă ispitelor și păcatelor și să ajungem ca mâine să spunem că ne-am născut așa. V-am spus, am oameni care au făcut păcatul acesta în diferite feluri și chipuri și cu așa mai departe și s-au lăsat. Oameni care au luptat, au căzut, iară s-au lăsat și așa mai departe. Oameni care nu s-au lăsat, oameni care sunt diferite faze ale luptei acestea. Și oameni care au pus armele jos și au spus, așa m-am născut. Iau asta ca un pretext. Ca un pretext. Ca, un ca să-și acopere și să-și adoarme conștiința. Sunt foarte mulți, deci, care susțin, și vorbesc între mine, deci care susțin că există motive să considere că aceștia au o bază materială pentru care sunt așa. Nu. Eu de asta spun că nu există. Sau dacă există, sunt așa de puțini. Deci, dacă ar fi să fie, sunt nu, foarte doamnă, puțin. Nu există. Părintele zice că nu sunt deloc. Nu există deloc. Eu v-am înlămurit că nu există deloc și vă explic de ce. Păcatul, odată ce se instalează, nu ați loc. Odată ce se instalează în om, produce anumite dereglări. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu este cel care s-a născut, ferească Dumnezeu, într-un caz din acesta, într-un mod din acesta nefericit. Problema mare este aceea ce se întâmplă la nivelul psihicului uman. Odată ce cade într-o astfel de decalcare, se produc niște dereglări. Niște mutații. Care, din punct de vedere de data aceasta, nu atât medical în sensul larg, în sensul în care îl pui la un microscop și îți apare nu știu ce pe acolo pete, le-am zice noi pe creier, pe sistemul leziuni, pe sistemul nervos. Nu mi-a dat pe creier. Nu acesta este lucru important. Ci important este să vedem că ceea ce medicul vede ca stare afectivă, emoțională și așa mai departe, ca și realitate psihică. Asta ți-o spune mai bine psihologul și așa mai departe. Sunt științele acestea care sunt oarecum mai aproape de ceea ce înseamnă problematica sufletească a omului. Chirurgia înseamnă, te-ai uitat sub microscop și ai văzut că acolo este o tumoare și atunci știi că trebuie să tai așa ca să se vindece omul. Că dacă ai tăiat pe alături, degeaba ai tăiat sau. Nu? Psihologia spune ceva, face legătura între tot ce înseamnă psihicul uman ca manifestarea sufletului. Păcat că psihologia se oprește astăzi numai la elementele acestea strict psihice ale omului și nu trece sau nu ajunge mai în profunzime la cele sufletești. Dar cum sufletul nu se vede sub microscop, că nu se vede sub microscopul medicului, nu există. Și atunci ne limităm doar la aspectele acestea exterioare. Din punct de vedere sufletesc, este un păcat ca toate celelalte păcate și v-am spus, este manifestarea păcatului în diferite faze. Aceasta trebuie să le spuneți. Că veți ajunge mâine, poi mâine, să viețuiți cu ei, însemnând să-ți fie colegul serviciu din birou, înseamnă să mergi în tramvai cu dânsul, să te duci la ghișeu, să-ți fie acolo, să-ți fie educatorul propriului copil, să-ți fie vecin și așa mai departe. La un moment dat să credem că ei sunt normali și noi suntem normali. Societatea însă a viitorului este aceasta. Acelui care va ști să stea senin lângă astfel de oameni. Și să înțeleagă în neputința lor. Nu trebuie să acceptăm păcatul. Păcatul rămâne păcat și pentru noi trebuie să fie limpede de lucrurile.
acesta. Trebuie să luptăm cu el. Dar cum spunea fratele de aici, într-adevăr, ceea ce este trist e că anormalitatea devine normalitate. Există o carte scrisă de cineva despre zeul toleranței. Și e o carte absolut superbă, care are un motto acolo foarte interesant și care spune în felul următor, zice, n-am crezut vreodată că toleranța își va avea fanaticii ei. Adică normalitatea lucrurilor să-și aibă fanaticii, să ajungem să apărăm normalitatea, lucrurile care sunt așezate, lăsate de Dumnezeu, lăsate într-un anume fel. Aceasta este tristețea care trebuie să ne cuprindă aici. Deci trebuie să ne lămurim. Nu există nimeni care s-a născut homosexual sau heterosexual. Ne-am născut cu înclinarea înspre păcat și aceasta înseamnă și homosexualitate, înseamnă și desfrânare, înseamnă și prea desfrânare, înseamnă și minciună, înseamnă și hulă împotriva Duhului Sfânt, înseamnă atâtea și atâtea alte lucruri. Cu toate trebuie să lupte omul. Dar noi suntem chemați să mutăm înclinarea înspre virtute. Rânduia că asta este misiunea. Nu. Deci nu numai că știm părerea lui Dumnezeu, noi trebuie să avem niște principii foarte clare legate de lucrurile acestea. Și principiile acestea ce ne învață? Că Dumnezeu nu judecă lumea, nu judecă lumea după legile sau după mintea umană. Dumnezeu judecă lumea după poruncile pe care le avem în Biblie, acolo, în legea Lui, și ca urmare, trebuie să înțelegem că lupta noastră este cu cei care nu cred la modul acesta. Pentru că dacă nu crezi că Dumnezeu există, sau cum ar spune Dostoievski, dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Și dacă e permis totul, atunci, fără îndoială, că oamenii dau drum frâu liber la tot ce se poate. Pe de o parte, sunt alții care iau din credință numai ce le place lor. Este un mare trend, să zicem noi așa, astăzi. Ăsta e trendul lumii de astăzi. Să se ducă setând de acolo, din paginile Scripturii, ca sectarul ce le se pare lor mai bine. N-ați văzut? Nu mai dăm numele. Ce le convine? Zilele trecute, un ilustru cu ghilimelele de rigoare, de plâns mai mult decât toți oamenii, cum ar zice Sfântul Pavel, lua din Scriptură că da, apropo de homofobie, zice da, problema celor 3.000 care au semnat respectiva petiție este intoleranța și nu înțeleg dacă sunt creștin că trebuie să-și iubească aproapele. Dar ce am pus pe cineva, pe rug? Deci, din punctul acesta de vedere, iau deci de acolo, din Scriptură, numai ce, dar dacă ar citi Scriptura din scoarță în scoarță, ce ar vedea? Că Sfântul Apostol Pavel spune așa, au schimbat ordinea firească și s-au dedat la lucruri rușinoase, la lucruri despre care rușine este a și vorbi. Și pentru care vine asupra voastră mânia lui Dumnezeu, apropo de Sodoma și de Gomorra. Deci, acestea sunt lucrurile pe care noi trebuie să le vedem. Ei, ce-i rămâne omului atunci când cade din harul lui Dumnezeu, când se îndepărtează de voia lui Dumnezeu? Îi rămâne un singur lucru. Nu să dea pe Dumnezeu după capul lui. Asta să chinuie lumea de asta. Să dea Dumnezeu după capul omului și să facă niște legi și niște manifestări de genul acesta care să le placă lor și să nu mai arate nimeni cu degetul. Uite, vezi că asta nu e bine. Pentru ce a fost martirizat Sfântul Ioan Botezătorul? Nu ți se cade ție. Striga de acolo și auzea Irod din pivnițele palatului vocea lui Ioan Botezătorul. Dar spune Sfântul Ioan Gură de Aur că nu numai acolo se vedea, se auzea în pivnițele palatului, se auzea în conștiința lui. Așa ne adormim conștiința. Lasă că nu mai există asta. Și din păcate, lucrul acesta trebuie să înțelegem
că e pe viață și pe moarte. Deci nu noi facem legile. Nimeni din toți care se luptă la jocuri, zice Sfântul Apostol Pavel, ca un sportiv în arenă, nu se încununează dacă nu se luptă după legile jocului. Ori legile jocului în ceea ce privește mântuirea sufletului nu le facem noi, nu le stabilim noi. Le stabilește, le-a stabilit Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune să nu fii destrânat, să nu ucizi, să nu furi, să nu cutare, de aceea trebuie să țin. Asta este legea divină, asta este raportarea noastră la Dumnezeu. Noi trebuie să ne înălțăm la Dumnezeu, nu Dumnezeu trebuie să se dea după capul nostru. Deci, am stabilit deci raportul acesta între creatură și creator și am spus atunci de ce a pus Dumnezeu acolo în rai pomul acela și a spus să nu mănânci din ăsta. Ca să-ți vezi și să ai pururea în ochii tăi statutul tău de creatură. Și statutul tău de creatură înseamnă că poți să ajungi la măsura dumnezeiască, de aceea ne îndemna Apostolul Pavel Petru, faceți-vă părtași dumnezeiești fii, cum să te împărtășești? Te poți împărtăși din dumnezeire. Omul se poate în dumnezei, dar nu este o dumnezeire prin sine, așa cum o are Dumnezeu, ci este prin har. Este prin lucrarea omului, prin respectarea voii și poruncilor lui Dumnezeu. Asta este calea. Libertate avem, dar să nu uităm că libertatea este cea îngrădită potrivit Sfântului Apostol Pavel. Stați liberi în libertatea cu care Hristos v-a făcut pe voi liberi. Aceasta este libertate. Dacă Hristos a venit să pătimească pentru noi și ne-a arătat calea care duce la Dumnezeu, Tatăl, atunci aceasta este calea, nu e alta. Nu ne încununăm dacă nu ne-a luptat după legile jocului. Vedeți dopajul de acum, nu știm ce e acolo și am văzut și eu așa trecând pe acolo, dar pe lista aceea de știri. Dar dacă ai luat ceea ce nu-i permis, tu ai vrea, poate să iai și substanțele acelea să-ți arăți tu cât de tare ești. Ei, uite că nu e așa. Te descalifici. Așa este și în cele duhovnicești. Nu te încununezi dacă nu te-ai luptat după legile jocului. Punct. Că altfel ajungem de la libertate la libertinaj. Ultima întrebare, dacă vă rog. Dar pe temă, vă rog eu frumos. Haide să nu mergem pe câmpii. Tema conferinței. Dar vreau să vă pun o întrebare referitor la violența față de copii. Găsiți că am fost într-un centru comercial și a doua oară când se întâmplă, văd un tată lovindu-și copilul și nu face nimeni nimic. Copilul pur și simplu este agitat. Are 2-3 ani, am văzut părinți cu copii, părinții nu stau loc, copiii nu stau locului. Vă dați seama, aleargă din magazin, sunt agitat. Părintele l-a lovit brusc până copilul plângea, nu a făcut nimeni nimic pentru copilul ăla să-l apere. Eu ca și femeie, credeți-mă că am vrut să mă duc să-i atrag atenția. Și de ce n-ați făcut-o? Nu am făcut-o, să știți că mă simt plașă că nu am făcut-o, că mi-a fost teamă de el, pentru că am văzut că este un om violent. Este un om violent, să știți. Și dacă ați văzut a doua oară și n-ați luat atitudine niciodată? Ce pot să fac în fața unui mamă? În astfel de situații, trebuie frumos să-i spuneți clar și limpede, da, calm, frumos, domnule, nu e bine. Copilul mai ales în public și asta, lucrurile acestea se rezolvă frumos acasă, căutând să-i explice. Așa e copilăria, vede acolo tot felul de bucării, tot felul de bunătăți, că asta ne plimbă pe, așa prin fața ochilor în tavă, altă dată nu vedeam nimic. Stăteai cu banii în buzunar și n-aveai ce să faci cu ei, ce să cumperi, că te duceai în galantar și nu era nimic. Am pus să le poartă așa pe acolo. Și acum să te ții tu tare în cele ale credinței, să vezi că mâine nu o să ții mai ia. Deci problema violenței, fără îndoială, că e o problemă care macină societatea românească. Deci nu trebuie să cădem nici în extrema țărilor nordice și, în general, al țărilor europene, care vorbesc mai mult de drepturile copiilor decât de drepturile părinților, ca și cum a ajuns coada cap sau fundul cap, ca să o spunem mai pe românește, așa. Deci copilul, dacă părintele decide pentru copil, trebuie să decidă cum trebuie, așa, adică nu să-l bage în toate boalele, bătându-l, dar nici în aceeași măsură,
să-i dai vânt copilului până acolo încât nu mai ascultă de părinți. Dumneavoastră știți ce probleme sunt în școala ora actuală și asta este tendința societății de astăzi. Autoritatea părinților, autoritatea familiei, autoritatea școlii este suminată, așa, de către cei care dau vânt astfel de lucruri ca să ajungem mai repede la ceea ce se vrea. Adică așezarea omului acesta fără Dumnezeu pe piedestal, cu toate libertățile într-armat, cu toate armele acestea ale păcatului și nimeni să nu mai deranjeze cu nimic și în nimic. Astea sunt probleme. Fără violența rămâne o mare problemă a României, cu bătaia ruptă din rai și cu nu știu ce, nu ține. Dar în aceeași măsură, copilul trebuie să-l disciplineze. Și să știți că la copil, cei care sunteți medici, specialiști, știți mai bine ca mine, copilul nu ascultă decât de un lucru, știe el. Știți care este măsura copilului? Nu este măsura înțelegerii, ci este măsura fricii. Din păcate, asta este condiția copilului. Deci să înțelegeți aspectul, oricât ai explica unui copil până într-un punct înțelege, de acolo nu mai înțelege. Deci trebuie să înțelegeți aspectele acestea. Când vedeau la poarta mănăstirii părinții de altă dată un călugăr, un copil, zicea, sau când vedeau asta, a venit dracul, iar când dracii vedeau un copil la poarta mănăstirii, hai să mergem mai de aici, că nu mai avem treabă. Nu că copilul ar fi dracul. Să ne înțelegem foarte bine. Copilul nu are capacitatea discernerii binelui de rău. Asta, de aceea semnați în locul lor, de aceea luați hotărâri în locul lor și așa mai departe. Că nu are capacitatea discernerii binelui de rău. Să chinuiește, să coboare nivelul, nu vedeți unde se ajunge. Vor ajunge, sunt țări care, în care deja până la 15 ani, ca să justifice pedofilia, de la 15 ani relațiile sunt îngăduite și ai justificat pedofilia. Și se duce, pentru că în țările europene este tragedie ce se întâmplă datorită alimentației și mai ales pornografiei, a scăzut pubertatea de la 14 la 12, în unele zone, la 11 ani, spune. Le hrănim, le stimulăm precocitatea. Da, și atunci, fără îndoială, dacă din punct de vedere psihic, chiar dacă ăsta din punct de vedere fizic, chiar dacă nu vorbim psihic, emoțional și așa mai departe, un astfel de organism poate procrea, nu ajunge la menstruație, la ciclu, dă înainte cu tupeau. Și dumneavoastră știți unde ajunge. Iată pe de-o parte, starea aceasta de fapt, că avem niște lucruri de pus în rânduială și atunci să știți că copilul nu știe, deci nu are capacitatea să discerne binele de rău. Asta trebuie să o discerni tu și să-i impui lui. Aici este problema. Cu impui. Deci nu cu violența. Dar v-am spus să rămâne lucrul acesta, copilul unde nu înțelege de vorbă bună, din păcate doamna doctor o să mă contrazică. Medic pediatru. Eu vă spun, părinte, că se poate, eu nu spun că toate cazurile, dar aici este de relația care se stabilește între părinte și copil. Deci această relație face că te întrebai la 2 ani și jumătate cum poate să înțeleagă. Deci nu înțelegea momentul când cineva vroia să îi pună... Doamne, nu mai intrăm aici în tot deci, felul de amănunte da, și detalii. Sunt lucruri pe care copilul le înțelege, sunt lucruri pe care nu le mai înțelege, oricât ai căutat dumitale să le explici. Tocmai și să le transmiți. El de acolo trebuie să știe că asta nu se face. Vâia! Da, deci în momentul când... Așa era la noi așa. În momentul nu pune ea. Da, vine... Nu pune mână. Cu impunerea, pur și simplu, nu accepta. În momentul când încercai să-i explici, mă și întreba... Nu, există cazuri și cazuri. Astea sunt experiențe personale. Sunt cazuri izolate. Aici sunt metode și reguli unanim stabilite. Sunt regulile pe care trebuie să le știe orice om,
sau limitele pe care trebuie să le impună orice om. N-ați văzut un caz cu copilul acela? Păi l-a molestat pe părintele acela? Nu, acolo problema e că s-au supărat că chipurile l-a îndoctrinat religios. Asta este altceva. Nu că i-a dat o palmă la fund. Politică. Da. Da. Se depinde de relațiile care și se stabilesc părinții cu deci copii. Asta, deci este regulă. Dar vreau să vă spun că există o grădiniță de stil suedez în care n-ai voie să spui copilului, deci educatorul nu are voie să spun la noi, în București. Nu e voie. Doamne, știți? Când în lucrul acesta nu mai spunem că nu este exact voie, dați-mi deci voie să vă că ai distrus. Exact. Deci nu se poate, copilul trebuie să știe de evoie și nu e voie. Da. Nu puneți lucrurile la modul acesta cu metodele lor, păi pentru că metodele lor au ieșuat. Eu spun că este un pericol, dar poate, dacă doriți, putem dezvolta, dacă vreți, subiectul și super. Astea sunt cazuri particulare, v-am spus. Metode din acestea care caută să fie impuse, pentru ce să putem aborda discuții personale. Aseară am vorbit cu o învățătoare care îmi spunea, trebuie să plec de acolo, de ce zic, că totuși... Păi zice, uite, părinte, ce se întâmplă acolo. Zic, da, metoda nu e bună. Punct. Când încep să-ți impui acolo, să îmbini practica pedagogică cu elementele de credință orientală, gata, până aici. Există lucruri și din medicină, din medicina orientală bună, nimeni nu spune că nu știm ce înseamnă acupunctura și nu știm ce înseamnă centri nervoși. Dar când începe să te pună să stai în cap, nu știu cum, că să spui nu știu ce... Mantră și așa mai departe, atunci punctul, gata, s-a terminat. Deci trebuie să facem limpede distinția între lucrurile acestea care țin de principiile educației și aici, fără îndoială, că ele sunt și sunt, aici este cu mare. De voastră știți ce pățesc profesorii de religie în școlile de astăzi? După ce 90% din părinți și majoritatea, cred că aveți copii și asta, sau dacă nu nepoți, au semnat pentru religia în școli. Dar știți ce înseamnă religia în școli de acum înainte? Nu mai înseamnă credință în Dumnezeu. Ce înseamnă o chestie de istoria religiilor privite așa... Umanizant. Tot promovarea lucrurilor amestecate. Asta ne place noi. Două lucruri se confruntă profesorii de religie astăzi. Unu. Așa, faptul că sunt priviți cu nasul de sus de ceilalți, ca și cum ei n-ar avea o pregătire temenică, ca și cum n-am făcut modul pedagogic, și l-am făcut și eu. Și am și diplomă, oricând pot să mă duc să predau. Am și predat în școli tehnice și așa mai departe. Ca și cum n-ai făcut o paletă largă. Eu mi-aduc aminte la mine la seminar, erau toate disciplinele teologice plus cele laice. Un elev obișnuit dintr-un liceu avea 14-15 discipline, când la vremea respectivă, 21, 22. Eu cu asta încheiam. Adică făceam tot ce însemna chimie, biologie, matematică, fizică, toate celelalte, inclusiv sport, și plus celelalte discipline de specialitate. Deci, asta este. Iar ăștia te privesc așa astăzi la tine, ăștia, că ei sunt cei datoare, știu tot, Dumnezeu, nu știe nimic. Și este o mare problemă a profesorilor de religie la ora actuală, ca să se impună. E o frustrare. Iar doi, fiind directorii, părinții și tot cei factorii decizionare acolo și spune, păi să nu mai spui lucrurile acestea, că îl violentez psihic. Așa se numește. Ce vorbești nu? Adică dacă îi spui că ai făcut un rău, îl violentez psihic, îl molestez. Dar tu când ai abuzat sexual, nu mai pot de la 12 ani, nu mai mă molestezi psihic. De unde ne ducem, măi, fraților? Deci trebuie să gândim logic aici. Deci sunt lucrurile acestea. Nu trebuie să bagi nici copilul în spital, la un boare, cum se spune, de la noi, prin popor, dar nici nu poți să lași legatului. E normal ca în grădiniță să învețe de sexualitate? Dacă mai sunt întrebări, ultima și încheiem. Vă mulțumim din suflet. Facem rugăciunea de încheiere. Fotografia de grup, binecunoscuta fotografie de grup.
După aceea îi rog pe 2-3 bărbați să mă ajute să strângem băncile, fiindcă mâine e slujbă. Mulțumim din suflet, preacuvioase Părinte Stare, să vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Vă mulțumim și dumneavoastră. Vă așteptăm peste 2 săptămâni, următoarele, peste alte 2 săptămâni, adică luni 13 iunie, la următoarea seară duhovnicească. Până atunci, seară binecuvântată, toate cele bune, Doamne ajută! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Fiindcă știm cu toții, spune, cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și cea nevinovată și cea mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacuvioase Părinte Stareți, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și a Sa iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin. Amin.